Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, instituție subordonată Consiliului Județean Călăraș, a venit în întâmpinarea evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și a organizat marți 1 octombrie, începând cu ora 19, spectacolul Tradiții Românești și nu numai. La eveniment au fost invitați să participe pensionarii călărășeni. Sărbătoriții zilei s-au bucurat de un repertoriu muzical extrem de variat și bogat prin prezența pe scena sălii Barbu Știrbei a trupei Alesis, trupă care a reușit în 20 de ani de carieră exemplară să îmbine tradițiile muzicii ușoare românești cu filonul folcloric autentic și să ofere publicului daruri muzicale de excepție. Pe scena sălii Barbu Știrbei a urcat și ansamblu Bărganul, recent premiant la festivalul concurs Neos Marmaras din Grecia. Toate aceste daruri muzicale au fost dedicate pensionarilor prezenți la evenimentul, ce face parte din proiectul de educație prin artă 7 zile 7 arte. Astăzi nu ne întâlnim cu oamenii cu experiență din județul și din municipiul Călăraș. Ne întâlnim cu înțelepciunea, ne întâlnim cu lecțiile de viață, ne întâlnim cu ridurile de pe fața dumneavoastră, care înseamnă experiențe, ne întâlnim cu mâinile crăpate, munca dumneavoastră de o viață. Mă înclin și vă spun la mulți ani, astăzi de 1 octombrie, Ziua Persoanelor de Vârstă. Noi suntem ceea ce suntem datorită dumneavoastră și vă mulțumim. Astăzi nu degeaba este acest spectacol, urcă pe scenă tinerețea, dumneavoastră îi priviți. Ei sunt ce produsul dumneavoastră. Vom avea un spectacol de excepție, trupa Alesis va urca pe scenă, apoi solista Cornelia Tihan, împreună cu Taraful, și bineînțeles organizatorii au pregătit și o surpriză, este vorba despre spectacolul magic, așa cum îmi place mie să-i spun, oferit de tinerii de la ansamblul folcloric Bărăganul, cei care s-au întors de curând din afara țării și au venit cu marele premiu. Nu este lucru puțin. Sunt tineri valoroși, tineri care ar putea să facă orice altceva, dar iată că ei fac folclor. Și astăzi nu avem regizor. Emoțiile, cântul și jocul din inima Bărăganului sunt regizorii noștri. M-am îmbrăcat astăzi să simt emoția și am piele de găină, vorba cuiva. Ansamblul folcloric Bărăganul, sub bagheta maestrului coregraf Aurel Mailat. Aici, pe scena Barbu Știrbei, sunt profesioniști, sunt talentați, sunt frumoși și sunt unici. Doamna mi-a zâmbit în culise, am văzut-o doar la televizor, știu cântecele dumnealor și acum au venit să vă încânte și pe dumneavoastră. Trupa Alesis. Bună seara, dragi români, bună seara, oameni buni, bună seara, Călăraș! Bună seara, dragi români, la 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 la. Bună seara, oameni buni, la 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 la. Rai, viața e frumoasă, să aducem raiul în casă, la 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 la. Prindem joc și voie bună, raiul e la mâine, la 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 la. Bună seara, bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult că suntem alături de dumneavoastră într-o zi de toamnă așa de frumoasă. La mulți ani!
tuturor care, celor care sărbătoresc astăzi ziua persoanelor vârstnice, dar și la mulți ani tuturor celor care sunt... A seniorilor, spunem noi, da? A seniorilor, ok, sunt de acord. Dar și pentru toți cei care își sărbătoresc ziua de nume, de naștere în această perioadă și cu siguranță pentru toți cei care sunt de față aici, alături de noi, în această zi minunată.